Persoanele care vor să petreacă o mini-vacanță la munte în stațiunile de pe Valea Prahovei, dar au bugetul limitat, nu aleg varianta cazării la hotel și nici măcar la una dintre multele pensiuni. Cea mai ieftină posibilitate este cea a autogospodăririi, într-un apartament de închiriat în regim hotelier. E cea mai accesibilă metodă de a lua o vilă cu totul? Da, pentru că răspuns pentru ceea ce se întâmplă și nu ai de face cu alți turiști. Fiind un grup mai mare de 24 de persoane, e cel mai bine așa. Eu am cumpărat de la supermarket și am gătit acasă, am făcut acasă ca să ieșim mult mai bine. Într-o vilă cu mai multe apartamente pot sta undeva la maxim 6 persoane într-un apartament. Turiștii au la îndemână și un grătar în curtea vilei, unde pot face o friptură pe cinste. În rest, pregătesc ce vor în bucătăria complet utilată a apartamentului. Este complet echipată, utilată, de la cuțite până la crătistigăi, farfurii, pahare. Care este meniul din seara aceasta? Păi aici tocmai se fac cartofii prăjiți și cartofi natur. Prietena mea face salata în partea cealaltă și afară carnea, grătarul. Prețul maxim de închiriere este de 250 de lei pe zi, dar acesta poate scădea până la 180 de lei.